Acum suntem în zona contaminată. Intrăm în zona 2, aici e zona 1. În zona 2 noi trebuie să ne ocupați așa. Putem? Și când intrăm în următoarea zonă, de lucrare. Întotdeauna. Așa. Așa. Da? Așa. Așa. Da? Și după care, așa. Ok. Mâinile așa sunt lucrate, da? Întindeți ușa. După ce rămână să fie. Așa. Da? Și intrăm. Deci aici ne aflăm în zona 2, unde stau pacienți gravi, care se ventilează pulmonar artificial. Adică când pacientul se intubează, se schimbă sonda de intubare, proceduri care deschid circuitul aparatului și amestecul gazos iese în afară. El este deosebit de periculos și în situația dată, medicii poartă viziere suplimentar sau pot lua un costum de protecție încă mai sporită. Parametrii ventilator, este setează, da. Saturația, presiune arterială, pulsul. Evident că este o suferință respiratorie și cardiacă, deoarece presiunea este înaltă, pulsul este înalt, dar saturația cu oxigen este redusă și necesită 80% de oxigen pentru a respira. Practic, respiră cu oxigen curat și necătând la acest fapt că oxigenul e foarte mult expirație artificială, se arată că pacientul este transpirat. Pe de-o parte, el face febră, este furtuna citochinică și prin deficit de oxigen, organismul suferă. Pentru a-i menține adormiți, ei să nu fie prezenți, să nu suferi, să nu aibă durere, se poate ventila cu mașina de ventilare, dar tot ceea ce este necesar se face. Aici e soluții de aminoacizi pentru alimentare. Da? Alimentarea este intravenoasă. Și tratamentele sunt tot intravenoase, care se administrează sau formă tabletată prin sondă se pisează și se administrează cu serină. Așa pacienți au o mortalitate de 80%. Da? Dar doamna nu cred că e aici, nu cred că e pe lungat. Deci, chiar e în 2 săptămâni. Așa, da? Cred că același principiu. Evoluții pozitive? Nu, deocamdată nu. Toți parametrii care sunt pe ecran, ei sunt centralizați la un ecran comun. Când plămânul răspunde la ventilare, parametrul ăsta e sub 20. Aici e 12. Adică cât de cât ventilarea ajută, dar stare foarte tare. Aer va ajunge? În pariuc. Nu da, sau, dar e chiar în pariuc. Da. Ați văzut oameni care este aici, cum arată, și care e roșu, care fuge farul, bobolea, care la baie, care la apă. Nu e confortabil deloc.
Încă o oră aproximativ după, tu ești ca... Așa noi suntem pe jumătate de oră aici, încă nu suntem dracuș. Încă le-a cumpărat și până zicea pe oră, în stafotă. Să se încă și încerci. Începe să ne ajungă aia. Noi avem primul 40 minute. Mai chei sau... Nu știu, ieșim. Într-adevăr, vei ajunge aer și vine a vomita. Dacă ies de aici și e periculos pentru restul, nu. Intrarea e... Ați văzut-o? Ieșirea de două ori mai lentă. Atunci o să iau pe cineva care să vă înceapă segmentul de îmbrăcare? Da.